Eu n-am pâine. Mai prăjește-l puțin. Pâine. Vă dau eu pâine, că am pâine trebuie. Eu n-am pâine. Aaaa! Eu am sandwich. Iar și pâine. Am ochii mei. Ce mai? Mamă, ce mișto s-a făcut la lui Vancea, nana. Alu Vancea așa fură, bă. Așa fură, bă. Așa fură, Alu Vancea. Sunt hoți așa, mă. Copeta, mă, ră. Au legunate. Bă, îmi cade cârnaf. Cârnaf la ratisar. Se mă jos, bă, și bă, te jos. De ca trebuie să-l bag așa. Ce are? Bă, asta are cârnatul. Da, mă. Bă, nu i-ai mers. Stai jos. Trage-mă asta, mă. Du-te, bă, zbătușor. Bă, ce asta că vreau. De ce? Păi că din cârnaș. Păi doar mie, bă. Muscani. Muscani, bă-ți altul, că nu mă duci pe ăla. Bă, normal, așa îmi place mie prăjit. Da, așa am făcut și vorba mea. Am pus mutare în angă. Mă, bă, ce cald. De cam arde. Domnul, dacă îi dau cărnaș, bă. Cărnaș, bă, cărnaș. Mamă, ce bun e, domnul! Al meu se făcu mai mult. Al meu mai are! Al meu se făcu. Al meu se făcu puțin. Al meu se făcu puțin. Al tău la foc! Cârnatul, la cârnatul! Și la mine, ia uite la cârnatul! Domnul Arcivala s-a făcut așa la vârf! Cârnat, cârnatul! Dă-te, bă! Să scoate cârnatul! Crăpă cârnatul! Bă, cârnatul! Bă, cârnatul așa! Putele și mușcăm din cârnaș, mă, lumea ce ai! Bă, 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 thank you.
Arunce gunoaiele pe jos, iar alții să strângă. Din această activitate am învățat că natura trebuie protejată și nu este nimic rușinos să te apleci să ridici să ridici un ambalaj sau un gunoi. Împreună cu domnul diriginte și colegii mei am curățat curtea școlii și locurile din jurul ei. De acum înainte nu voi mai arunca nimic pe jos și voi avea grijă ca nici alții să nu o facă. Bine, am făcut că am făcut curat, am făcut treaba în folosul comunității. Este bine ca orice copil să fie voluntar pentru a curăța zilele care le fac alții. Cred că ceilalți copii au învățat de la noi că este bine să faci curat și să protejezi mediul. În opinia mea, această activitate a fost benefică pentru natură și pentru caracterul fiecărui copil. Înainte, toți aruncau pe jos ambalaj, gunoaie, iar acum cred că fiecare dintre noi s-a schimbat odată cu această activitate.